În această lună, Muzeul Regiunii Porților de Fier a decis să expună în cadrul programului Piesa Lunii un obiect prețios și rar întâlnit. Este vorba despre planul Parcului Arheologic de la Drobeta Turnu Severin. Planul Parcului Arheologic de la Drobeta Turnu Severin aparține lui Alexandru Bărcăcilă. Eforturile profesorului debutează chiar din anul 1912, când este numit profesor de limbi clasice al Liceului Traian. La scurt timp, în mai 1912, înființa în cadrul liceului un mic muzeu al cărui patrimoniu avea să se dezvolte constant grație cercetărilor efectuate de acesta. În luna martie anului 1926, printr-o lege pentru cauză de interes cultural publicată în Monitorul Oficial al României, erau stabilite terenurile ce urmau a fi expropriate pentru protecția castorului roman de la Drobeta. Alexandru Bărcăcil elabora un plan cu amplasarea acestor terenuri în raport cu ruinele romane din parcul arheologic de la Turnul Severin, care face parte din colecția documente a muzeului regiunii Porților de Fier.